Propaganda rusă se face din nou de râs. Moscova a raportat că a distrus 35 de sisteme HIMARS, asta deși ucrainenii au primit de la americani doar 20 astfel de instalații. Rachetele americane au făcut până acum ravagii în armata rusă. Ultima lovitură dată de ucraineni a fost chiar de anul nou, atunci când sute de recruți au murit într-o școală. De la începutul războiului, rușii se laudă constant că distrug echipamentele militare primite de ucraineni. În cel mai recent raport, Ministerul Apărării de la Moscova susține că au fost distruse două lansatoare ale sistemului de rachete cu lansare multiplă HIMARS de fabricație americană. Astfel, dacă am face un total, rușii au distrus, potrivit propriilor declarații, mai multe sisteme decât există de fapt în Ucraina. Potrivit BBC, Departamentul Militar Rus a susținut că a distrus 24 de instalații HIMARS, iar alte 11 astfel de sisteme au fost lovite sau suprimate. Astfel, din declarațiile Ministerului Rus al Apărării, rezultă că loviturile au fost efectuate asupra unui total de 35 de sisteme HIMARS ucrainene. Cu toate acestea, de la începutul anului 2023, Ucraina a primit doar 20 de HIMARS de la Statele Unite. Americanii spun că, în realitate, Rusia nu a distrus niciun sistem HIMARS. În septembrie, The Washington Post a relatat că armata ucraineană a folosit drept momeli machete din lemn ale lansatoarelor HIMARS pentru a păcăli serviciile de informații rusești să lanseze rachete de croazieră.